Dimineața aceasta avem privilegiul de a fi în casa Domnului și ca să ne arătăm bucuria că suntem aici, să înălțăm glasurile noastre intonând imnul Cerurile Înalte. Tatăl nostru care ești în cer, venim înaintea ta, numele Domnului Hristos, ca să-ți exprimăm recunoștința și să-ți dăm toată cinstea și slava care ți se cuvine și să-ți mulțumim, Doamne Sfânt, pentru că ne-ai îngăduit să fim în casa ta de rugăciune dimineața aceasta. Îți mulțumim pentru că avem sabatul să ne bucurăm la picioarele tale unii cu alții și să ne deschidem inima, să ascultăm ceea ce tu vrei să ne vorbești astăzi și pentru aceasta te rugăm ca să reverși binecuvântarea Duhului Tău peste servul Tău. Te rugăm, Doamne Sfânt, ajută ca inima noastră să fie eliberată de tot ce este vremelnic și să fie gata ca să primească cuvântul Tău în plinătatea Lui. De asemenea, avem inimile îngreunate de necazuri și de suferințe. Te rugăm, Doamne, ca Tu să privești cu îndurare peste fiecare din noi. De asemenea, te rugăm să ai mâna Ta de mare medic peste sora noastră, Cristina Ionescu, care a trecut prin momente grele, este în spital. Tu cunoști situația ei, Tu știi care este planul Tău cu ea și de aceea te rugăm ca să intervii după buna Ta găsire cu cale. De asemenea, te rugăm să întărești inimile celor care în această săptămână își vor depune la odihnă membrii ai familiei. Te rugăm ca să-i întărești și ajuți, Doamne, ca ochii lor întotdeauna să privească spre Tine și spre viața fără de moarte care ne așteaptă acolo sus. Amin. Îți mulțumim pentru că ne iubești, îți mulțumim pentru toată dragostea care ne-ai arătat-o întotdeauna prin Domnul Hristos, Te-am rugat. Amin. Amin. Thank you.
Suntem recunoscători lui Dumnezeu că suntem aici în casa Lui, în zi de sabat, și El va asculta rugăciunile celor care i-au cerut să fie cu noi azi și să ne binecuvinteze El. Cunoaștem istoria lui Moise și chemarea lui ca să preia conducerea evreilor sclavi la data aceea în Egipt și să obțină de la faraon eliberarea lor din starea în care se găseau. Textul biblic ne este cunoscut, el păștea oile socului său în pustia Madian, mai exact era la muntele Horeb, care înseamnă Sinai în același timp, și trecând pe lângă o tufă din aceea de spini uscați din deșert, a văzut că arde, nu i s-a părut nimic deosebit pe căldura aceea, că o tufă uscată s-a aprins, nu era ieșit din comun. Dar când a trecut mai târziu pe acolo, în cursul acelea zile, a văzut că acela continua să ardă. Și s-a părut ciudat. Și s-a dus să vadă ce se întâmplă acolo. Și din mijlocul focului, o voce i s-a adresat și l-a chemat pe nume, Moise, Moise. Iată, m-a răspuns el. Și din mijlocul focului, o voce i-a zis, eu sunt Dumnezeu părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov. Am văzut suferința poporului meu, îi cunosc durerile, te duci să-i convoci acum și să spui că a venit momentul să fie scoși din robie. Urma discuția lui cu Dumnezeu mai departe, despre care avem cunoștință din Biblie și pe care eu nu o repet acum, fiindcă nu aceasta este intenția. Dar când el a zis, iată-mă, Domnul i-a răspuns imediat că el s-a dus mai departe să vadă ce se întâmplă, că asta a vrut să vadă, ce e acolo, că arde și nu se consumă. Vedenie minunată, zice textul biblic. S-a părut ceva ieșit din comun și era ieșit din comun, într-adevăr. Și atunci s-a spus, vocea i-a spus, nu te apropia. Scoate-ți încălțămintea din picioare, fiindcă locul pe care stai, pământul pe care stai, este sfânt. Și Moise așa a făcut, cum i s-a cerut. Și urmează discuția lui cu Dumnezeu și celelalte, cum am amintit, ne sunt accesibile și cunoscute în mare măsură din restul raportului biblic. Ceva asemănător s-a întâmplat cu Iosua peste 40 de ani. La intrarea în țara promisă, după ce au trecut Iordanul, stăteau în fața Ierihonului și Iosua era și el îngrijorat de ce urmează și căuta și el pe Dumnezeu și se ruga și el și a ieșit să se uite, să vadă ce se întâmplă în jurul taberii. Și un om, era un chip de om acolo, stătea acolo în poziție de luptă, cu o sabie în mână, și el s-a dus cu curaj înaintea lui, zice, cine ești tu? Ești dintre ai noștri sau ești dușman? Și acela a răspuns frumos, politicos, zice, eu sunt căpetenia oștirii Domnului. Și îi spune același lucru. Scoateți încălțămintea din picioare, fiindcă pământul pe care stai este sfânt. Și Iosua s-a plecat cu fața la pământ, asculta, a făcut așa, zice textul biblic. Cum i s-a cerut, așa a făcut. Și urmează mai departe ce a făcut Dumnezeu cu el și prin el pentru Ierihon și pentru țara Canaanului. Nu discut nici conținutul primei întâlniri, nici conținutul celei de-a doua întâlniri. Mă interesează acum forma acestor întâlniri, pornind mai ales de la observația că li s-a cerut să se descalțe, fiindcă este un pământ sfânt. Ce înseamnă un loc sfânt? Cei care au avut ocazie să viziteze țara în care a trăit Domnul Hristos, Palestina, au văzut acolo, am avut și noi favoarea aceasta cu ani în urmă, cu soția, să vadă Golgota și Betleem și Nazaret și Marea Galilei și Capernaum și câteva
locuri de felul acesta. Dar nu despre locurile acestea sfinte este vorba aici. E vorba despre altceva. Și de unde știu eu că este vorba de altceva? Fiindcă întrebarea din mintea mea a fost următoarea. Ia să iau o hartă în mână să văd unde sunt locurile acelea sfinte. Și n-am reușit să aflu nimic. Spune într-adevăr în cazul lui Moise că era la muntele Horeb, la muntele Sinai. Și Domnul i-a și spus, pe muntele acesta veți servi Domnul. Zice, ăsta să fie semnul că eu te-am trimis. Aici, la muntele ăsta vei fi cu tot poporul care acum e în sclavie. Aici veți sluji Domnul. La muntele Sinai. Dar nu se știe care e muntele Sinai. Lângă deșertul Sinai au încercat să identifice muntele pe care a fost dată legea celor 10 porunci și cercetători iudei, evrei, mozaici, și creștini, și mahomedani. Rezultatul este neclar. Vin cu 3 propuneri, dintre care primele 2 ar fi, să mă scuzați că nu știu pronunțarea exactă așa cum o fac arabii. Voi spune după cum am citit numele respectiv. Jebel Musa, un vârf de vreo 7600 de picioare înălțime, ceea ce înseamnă prin traducere muntele lui Moise, și un altul care nu e chiar atât de înalt, dar care are distanță mai mare de la sol decât celălalt și care se cheamă Ras Es Safsaf. Mie nu spune nimic, sunt nume străine pe care nu le pot traduce, nu înțeleg ce înseamnă numele respective. Destul că sunt discuții și nu se știe până în momentul de față, nimeni nu poate să spună, ăsta e muntele respectiv. Atunci unde a fost locul acela sfânt? Pe hartă nu este. Dar în cazul lui Iosua. În cazul lui Iosua, după ce a trecut Iordanul, înainte de Ierihon. Și textul zice, lângă Ierihon. Lângă Ierihon poate să semne unde vreți. De jur împrejurul Ierihonului. Unde? Nu există nicio identificare de felul acesta. Și atunci unde este locul sfânt? Unde Dumnezeu s-a coborât și a vorbit cu Moise, cu Iosua. Și întrebările continuă pentru mine. Nu se repetă același scenariu niciodată. Nici la Moise, nici la Iosua. Și Moise de mai multe ori s-a întâlnit cu Dumnezeu și s-a dus pe munte să stea de vorbă cu Dumnezeu și a venit de acolo cu tablele legii și altele pe care le cunoaștem. Niciodată nu se repetă același scenariu. Din acestea, eu m-am grăbit și mi se pare că nu m-am grăbit, nu sunt singurul care m-am grăbit, să zic așa, să trag concluzia că această expresie, loc sfânt, desemnează ideea de prezență a lui Dumnezeu. Și haideți să explic. Ce înțeleg eu prin sfânt? Am încercat să aflu și eu ce înseamnă sfânt. Să știți că până acum prea mult n-am aflat. Deși e vorba de sfânt și de sfințenie, și Noul Testament e plin, și Vechiul Testament, am aflat câteva lucruri pe care mă grăbesc să vi le spun. În primul rând, pentru mine sfânt înseamnă distins. Oamenii au extras concluzia că sfânt înseamnă separat de ceilalți. Dacă vor să o interpreteze așa, sunt liberi să o facă. Și când se adresează Pavel creștinilor din diferite comunități, Efes, Colos și așa mai departe, se adresează sfinților de acolo și sfinților din Corint, care se cam certau între ei. Dar, mă rog, dar e vorba de faptul că ei erau separați de restul lumii. Au dreptat. E un sens al cuvântului. Dar nu la sensul acela mă refer eu. De ce îngerii, când laudă pe Dumnezeu, dintre toate calitățile prezente în caracterul lui Dumnezeu cu care ei sunt familiarizați, de ce ei vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu? De ce laudă că este sfânt? Interesant. Și eu am reținut pentru discuția noastră de astăzi, pentru această prezentare scurtă, ideea că sfânt înseamnă distins. Mai departe, că sfânt înseamnă dumnezeiesc. Dacă vreți, sfânt înseamnă unic. Bine, dar cum e unic dacă Dumnezeu e sfânt și omului se cere să fie sfânt? Simplu de tot, mi se pare mie. Așa după cum suntem diferiți și avem amprente digitale diferite și suntem vreo 7 miliarde pe fața Pământului, și avem amprente vocale diferite, fiecare
cu asemănări, dar identitate, nu? De la unul la celălalt, tot așa poate fi această unicitate. Deci când vorbim despre sfințenie, despre un loc sfânt și despre prezența lui Dumnezeu, înțelegem că este ceva unic. În cazul lui Dumnezeu, într-adevăr unic. Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar i s-a dat și unicitate și personalitate unică fiecărui individ. Folosită mai bine sau mai rău, fiecare după alegerea lui, după împrejurările în care a trăit. Nu discut acum că este alt subiect respectivul. Dar rețin ideea aceasta. Sfințenia în cazul în care discutăm noi înseamnă distincție și înseamnă, dacă vreți, unicitate. Foarte interesant, mi s-a părut mie. Dar acum merg mai departe cu ancheta mea, să zic așa. Așa, cu mijloacele mele, cum face un copil care încearcă să înainteze și el cu slabele lui puteri, încerc și eu să intru într-un domeniu care mă depășește pe toate părțile. Ce este simțul prezenței lui Dumnezeu? Este un simț suplimentar. Noi învățăm din școala elementară că avem 5 simțuri, miros, văz, auz, le știm pe toți, gust și apipăi. Dar simțul prezenței lui Dumnezeu ce înseamnă? E un alt simț pe care unii l-au, pe care alții nu l-au. Și voi ilustra imediat. Care poate fi ocazional, care nu-i permanent la cineva de când s-a născut până când a murit, chiar dacă nu-mi credincios. Am spus că nu toți au acest simț. Bine? Copilul Iisus este adus pentru înregistrare la templu. Acolo era starea civilă. Și a rămas în multe țări la biserică starea civilă. Și în România, până în 1891, toate actele de naștere și de căsătorie erau înregistrate la biserică. Din 1891 a început în România să fie secția aparte de stare civilă cu documente de felul acesta. Și în alte părți. Mă rog. Ce vreau să spun? În fața aceluiași bebeluș se găsesc Simeon, un om bătrân, și preotul care l-a luat în brațe și l-a binecuvântat după ritul cerut, i-a scris numele, așa cum l-a declarat mama lui, și l-a dat înapoi. Simeon a avut simțul prezenței lui Dumnezeu și preotul nu l-a avut. Nu l-a avut. Pe cruce, tâlharul pocăit are simțul că este lângă Dumnezeu și zice, Doamne, când vei veni în împărăția ta, adu-ți aminte și de mine. Sutașul roman, care nu cunoștea nimic, nici pe profeți, nici credința, ce auzise și el ca ofițer de ocupație în țara respectivă. Zice, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Au simțul prezenței lui Dumnezeu când se uită la Domnul Hristos răstignit pe cruce și care și-a dat Duhul care a murit în văzul lor acolo, în timp ce mai mari, preoții cei mai de seamă și cărturarii, învățații lor, nu au avut simțul acesta. Pentru ei nu. Ei își băteau în joc, zice, uite, sunt un înșelător. Nici Dumnezeu nu l-a ascultat. Uite, a murit acolo, că nu l-a auzit să dea jos de pe cruce. Deci, simțul prezenței lui Dumnezeu, unii îl pot avea și alții nu l-au. Mi s-a părut mie că e vorba de un semnal din cer. Haideți să mă folosesc de o ilustrație. Automobilele care se construiesc în ultimii ani n-au cheie de contact. Nu-ți trebuie cheie ca să pornești motorul. Apeși pe un buton și motorul pornește. Dar există o condiție. Cheia, o numesc cheie, deși nu are formă de cheie, trebuie să fie undeva în apropiere. Dacă nu este în apropierea cheia motorului respectiv, nu pornește în veci. Poți să apeși pe buton până strici butonul. Nu pleacă. E un semnal care îi trebuie
ca să pornească. Simțul prezenței lui Dumnezeu are nevoie de un semnal trimis din cer ca să se manifesteze. Am spus că poate fi ocazional, nu permanent. Sigur că da. Iacov fuge de mânia fratelui său Esau, care pusese de gând să-l omoare, și pune capul pe piatră, am auzit noi recent, și de aceasta, și doarme, și mă rog. Și visează o scară la cer, și își dă seama că n-a fost un vis obișnuit, nu fi că mâncase prea mulți aceștia din ce cauză, ci că e o descoperire la Dumnezeu. Și zice următorul lucru în Geneza 28:16, și zice, vai de mine, zice, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Și era Iacov, despre care Dumnezeu zice, eu sunt Dumnezeul lui Iacov, între ceilalți din familia lui. Și Iacov n-a știut. Deci cum e cu acest semnal, cu simțul prezenței lui Dumnezeu? Unii îl au și alții nu îl au. Și în același timp, unii îl pot avea și alții nu îl pot avea, iar unii îl au azi și nu îl au mâine, sau și nu l-au avut poate ieri. Cum e cu aceasta? Vă rog să nu fiți aspri cu mine și să-mi cereți multe răspunsuri mai concrete, fiindcă nu pot să vă spun mai mult, nu știu mai mult. Nu pot să spun mai mult decât atât. Atâta pot să spun că acest simț al prezenței lui Dumnezeu comunicat oamenilor face lucrarea lui din inițiativa lui Dumnezeu, nu din inițiativa omului. În cazurile vorbite, nici Moise, nici Iosua n-au avut. Moise, înainte de aceasta, n-a avut simțul că acolo e Dumnezeu prezent. Numai atunci când i s-a spus, când i s-a atras atenția în felul acesta. Dar ajung cu aceasta la partea care mi se pare cea mai frumoasă și asupra căreia mă bucur că pot să insist puțin. Simțul prezenței lui Dumnezeu este administrat de Dumnezeu, cum am sugerat mai înainte. Dar Dumnezeu își descoperă prezența Lui nu neapărat într-o formă înfricoșătoare, cum a fost la muntele Sinai, cu fulgere, cu tunete, cu fum, cu foc, flăcări de foc. Nu, nu neapărat așa. Poate fi și așa, nu e necesar să fie așa totdeauna. Poate să fie altfel. Dar acest simț al prezenței lui Dumnezeu este comunicat oamenilor prin atracția lui Dumnezeu către oameni, în care El li se descopere lor altfel decât ei se așteaptă, decât s-au așteptat. De exemplu, Domnul Hristos spune foarte clar, și citim textul acesta în Ioan 6:44, unde zice, nimeni nu poate veni la mine decât dacă este atras de Tatăl meu. E vorba de o atracție. E vorba de o forță la lucru care este gentilă, este delicată, de care rămâne o forță fără egal ca mărime și ca adâncime și ca efecte. Și totuși continuă să fie delicată, să fie gentilă, să fie fină. Atracție. După ce voi fi înălțat de pe pământ, zice Domnul Hristos, voi atrage la mine pe toți oamenii. Răspund toți oamenii la atracția aceasta? Cu regret trebuie să spunem că nu. Unii da și alții nu. Cu aceasta am ajuns la o întrebare pentru mine grea, la care încă o dată trebuie să mărturisesc că nu am răspunsul complet în niciun caz, doar ceva parțial știu și eu câte puțin. Cum zicea femeia aceea, și fărâmiturile care cad la masă și acelea trebuie luate în considerație.
când i-a zis Domnul femeii acelea din Sidoniene că avea fiica bolnavă. Și ei străinii și câinii au și ei de la masă, fărmituri măcar. Dumnezeu ne prețuiește pe fiecare, fără nicio discuție, că de aceea se ocupă de noi. Dar mai întâi să răspund la o întrebare la care pot să răspund cu ușurință, clar și repede. De ce ne caută Dumnezeu? De ce caută Dumnezeu pe oameni? Bine, în cazul lui Moise și al lui Iosua a avut să le încredințeze o anumită misiune. Deosebită cerea asistența cerului pentru aceasta, când lui Iosua îi se prezintă Domnul, fiindcă era Domnul, nu era un înger. Introducerea capitolului 5 din Iosua zice că îngerul Domnului i s-a arătat. Dar mai departe Iosua i s-a închinat și Domnul a primit închinarea. Dacă era înger, îngerul nu primea închinarea, era Domnul, nu era un înger. La aceasta pot să răspund cu ușurință. De ce ne caută Dumnezeu? Pentru că El ne-a făcut ai Lui? Ai Lui suntem. De-aia ne caută. De-aia ne caută. Și ne caută în felul Lui. Și atracția Lui către noi este felul extraordinar al Lui Dumnezeu de a ne apropia, de a se apropia de noi și de a ne apropia de El. Dar întrebarea la care nu pot să răspund decât în foarte mică măsură este întrebarea următoare. De ce unii primesc, răspund pozitiv la această atracție și sunt bucuroși să se lasă atrași și alții nu? Alții nu vor. Nu știu să spun de ce. Cred că răspunsul complet are de-a face cu taina fără de lege. Am recitit și zilele trecute discuția Domnului cu iudeii din timpul lui. În Ioan 8 găsiți toate fragmente și în Ioan 5-6, dar mai ales în capitolul 8, după incidentul cu femeia prinsă în păcat și pe care Domnul a lăsat-o să plece fără să o condamne. Foarte interesant. Foarte interesant lucrul acesta. Mă mulțumesc să vă sesizez și dumneavoastră, care sunteți tot așa cercetători ai Cuvântului Dumnezeu ca și mine și care căutați să înțelegeți voia lui Dumnezeu, cum și eu caut să o înțeleg pentru mine. Domnul zice, voi spuneți că aveți de Tată pe Dumnezeu. Dacă ar fi acesta adevărul, m-ați iubit, fiindcă El m-a trimis pe mine și eu de la El vin. Voi zice, aveți un alt Tată, pentru că, zice Domnul Hristos, și aici adaugă El, vreți să împliniți poftele tatălui vostru, care de la început este mincinos și ucigaș și vorbește despre diavolul. Voi vreți să nu credeți. Și le reproșează că nu cred, nu-L cred pe El. Orice făcea, îi ziceau, dar ce să facem ca să putem crede în tine? Și Domnul tot făcea tot felul de lucrări, și ei nu credeau și voi de aceea nu credeți, fiindcă vreți, voința are de a face cu credința și cu necredința. Frații mei, necredința este un pretext al respingerii intervenției lui Dumnezeu în viața noastră. Este pretext. Nu lui Dumnezeu îi poate spune ceva că nu crede ce zice El. Poate să repete El până când moare, cum zice Domnul Hristos, în păcatele Lui, dar lui Dumnezeu nu îi poate spune lucrul acesta. Pentru că este convingerea mea pe care am mai îndrăznit să o împărtășesc. Că și dacă cineva în momentul de față nu poate să creadă mai mult, s-ar putea să fie adevărat că în clipa asta nu poate. Dar ceva în trecutul mai apropiat sau mai depărtat arată că a fost o clipă când El s-a decis că nu vrea să creadă. De aceea omul este răspunzător de ce crede, de ce nu crede. Pentru că este o decizie a voinței lui de a crede sau de a nu crede. Că Dumnezeu nu cere nimănui absurdul să creadă ce nu se poate crede. Dumnezeu nu cere lucrul acesta.
Dumnezeu zice să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, cu rațiunea ta, cu puterile tale mentale, cu tot ce ți-a dat Dumnezeu. Dar Dumnezeu a lăsat și spațiu. Unii pot să obiecteze la o discuție despre spațiu gri, între alb și negru. Mă rog, sunt liberi să o facă, au și drept și puterea să o facă, nu știu cât de mult, dar mă rog, să o facă. Dar Dumnezeu a lăsat un spațiu în care cineva se poate mișca la dreapta și la stânga, înainte de a lua o decizie. A lăsat spațiu și pentru necredință. Cum vă explicați dumneavoastră? Eu nu pot să explic, nici nu încerc măcar. Și vom vorbi despre aceasta imediat, mai târziu, câteva momente mai târziu. Cum? Ce scuze. Cum ne explicăm noi că Domnul Hristos face scuipat cu praf din țărână, cu țărână, și atinge ochii orbului cu acest scuipat și orbul își capătă vederea? Asta cum se explică? Cine vrea să încerce să explice, eu nu încerc măcar. Sunt lucruri care ne depășesc, dar Dumnezeu a lăsat un spațiu. Dacă vrea cineva să creadă, poate să creadă și să fie fericit, și dacă vrea cineva să nu creadă, e liber să nu creadă. Și va găsi niște proptele, le numesc așa, puneți ghilimele dacă vreți, în jurul cuvântului proptele, ca să sprijinească refuzul lui de a asculta de Dumnezeu. Treaba lui. Într-o zi, el își va da seama de greșeala enormă pe care a făcut-o. Dar în privința aceasta, eu am o întrebare care e puțin sensibilă și mă rog lui Dumnezeu să binevoiască să îmi dea cuvintele potrivite la ceea ce vreau să spun. Să nu fac rău cu ceea ce spun. Dacă se poate să fac cuiva vreun bine, să-l fac. Majoritatea lumii nu primește această atracție a lui Dumnezeu. Refuză să o primească. Majoritatea. Interesant. Zice apostolul Pavel în a doua Corinteni 2, versetul 17, zice, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. În primul secol, apostoli care au fost cu Domnul, ucenicii Domnului încă în viață, Petru, Ioan și alții, încă în viață. Și cei mai mulți care predicau, stricau cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune lucrul acesta, dar el adaugă cu umilință și cu respect. Noi spunem cuvintele de la Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu în Hristos Iisus. În prezența lui Dumnezeu, noi repetăm cuvintele pe care le avem de la El. Haideți să vorbesc despre popularitatea evangheliilor false din zilele noastre. Câteva momente. Așa numită Evanghelia Prosperității, care atrage zeci de mii de oameni, biserici mari, de zeci de mii, 15.000, nu știu câte, televiziune, tot ce vreți, acolo bani, zeci de milioane și toate. Evanghelia Prosperității, conform căreia propagatorii acestea, lăsați să se cheme cum vor, evangheliști, pastori, nu interesează cum se cheamă. Ei spun în esență următorul lucru. Dumnezeu nu te vrea sărac și nu te vrea subordonat. Tu trebuie să ai din belșug, tu trebuie să fii șef, tu trebuie să conduci, tu trebuie să ai putere și să sprijinezi pe diferite texte biblice pentru aceasta. Sigur, ciuntite, trunchiate, puse după alegerea vorbitorului. Această evanghelie este foarte populară. Dacă vrea cineva să atragă o mulțime mare de ascultători și de membri în congregația, adunarea, biserica sau numiți-o cum vreți, a lui, să înceapă să spună lucrul acesta și imediat atrage zeci de mii de oameni. Vă dau un alt exemplu. Evanghelia aceea predicată
și care încurajează pe oameni să stea unde sunt. Dar Biblia zice altceva, că Domnul Hristos a trimis lucrarea Lui ca să adune într-un singur trup pe toți copiii Lui Dumnezeu cei risipiți. Nu să îi încurajeze pe toți să rămână acolo unde sunt. Dacă veți întâlni asemenea propagatori, să știți că aveți în fața dumneavoastră proroci mincinoși. Și Biblia vorbește categoric despre faptul că ne-a adunat să fim într-un singur trup, zidiți împreună, lipiți unul de altul, pe aceeași temelie. Ce lipsește acestor evanghelii false? Lipsește exact caracteristicile categoric prezentate de Scriptură, sfinții care au poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Lipsește. Ceva lipsește. Dacă oamenii se facă nu văd ce lipsește, treaba lor. Să spunem mai departe. Dar cu regret să spunem că trăim într-o lume care se numește creștină. Poftiți? Trăim într-o lume care se cheamă creștină și care de multe ori nu face distinție între Evanghelia veritabilă și Evangheliile false. Dumnezeu își va face lucrarea Lui și, așa cum am citat textul mai înainte, Dumnezeu va aduna pe copiii Lui cei risipiți, fiindcă are copii risipiți prin toate părțile acestea, dar nu-i lasă acolo unde sunt. Am în minte și textul care zice, ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, îi socotește ca membrii ai poporului Lui, dar care se află într-un loc rău. Ieșiți de acolo. Dacă sunt încurajat să rămân acolo, v-am spus cu ce avem de a face. Aceasta este o întrebare care ne poate întrista, fiindcă nu știm pe cine vizează, pe cine nu. Dar merg cu aceasta puțin mai departe, ceea ce vreau să spun. Ce spune Domnul și lui Moise și lui Iosua? Să scoată încălțămintea din picioare. Dar de ce? Era o practică, o tradiție, dacă vreți, aproape universală în Orientul apropiat, ca la intrarea într-un templu sau într-un palat, uneori și în case, mai rar, să se descalțe cei care intrau acolo. În semn de respect. Nu numai semn de respect era acesta, dar mai era și un alt semn. Ca să evite praful și murdăria și să nu murdărească locul unde intră. Era un semn al dorinței de a păstra locul acela curat. Și acum eu vin înaintea dumneavoastră cu versetul din a doua Timotei 2 cu 19. Temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, zice Scriptura, având pecetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Îi cunoaște. Îi iubește și îi are în atenția Lui, fără discuție. Și, asta e partea care ne interesează și răspunde la întrebare, oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Aici nu există compromis posibil. Cu aceasta Dumnezeu n-a făcut și nu poate face compromis vreodată. Să se depărteze de fără de lege. Cu capul în jos trebuie să spun că noi avem o fire pământească cu care nu trebuie să fim mândri niciodată, nu avem motive, dar că avem slăbiciunile noastre, că avem o înțelegere diferită a noțiunii de păcat, unii declară păcat una, alții alta, dacă vreți, luați dieta, luați ce vreți, în considerație, îmbrăcăminte, știu, cercei, berigă în nas, eu știu, poate, n-am văzut până acum, poate și aia să apară, așa,
Dar trebuie să fim atenți în privința aceasta, că oricine se apropie de Dumnezeu trebuie să se depărteze de orice formă de fără de lege, de orice formă de păcat. Dacă nu face lucrul acesta, s-ar putea întâmpla ca gestul lui de a-L căuta pe Dumnezeu, ținând în brațe păcatul lui, să fie socotit o insultă la adresa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Nu se lasă batjocorit. Cât iubește, cât rabdă, cât așteaptă pe fiecare cu miile de ani, dacă vreți, dar batjocorit nu se lasă. Oricine se apropie de Dumnezeu să se depărteze de fără de lege. Altceva însă urmează. Iosua, după ce vede cu cine are de-a face și își dă seama cine este cel care îi vorbește, s-a trântit cu fața la pământ. Găsim această expresie de mai multe ori în Biblie, în Vechiul Testament în special. Era un semn de a explica, de a exprima, pardon, supunerea în fața celui căruia să pleca. Dar în cazul lui Moise, în Exodul 3, nu spune că s-a plecat cu fața la pământ înaintea Domnului, dar spune altceva. Că și-a ascuns fața ca să nu vadă pe Domnul. Foarte interesant. E același lucru. Fața la pământ. Am putea discuta și paranteze, dacă vreți, la aceasta, dar renunț la orice paranteză acum. Și anume vreau să spun că dacă venim înaintea Domnului, dacă ne dăm seama că Dumnezeu e de față, nu venim să ne arătăm chipul nostru. Poate unii cred că au ce arăta, poate or fi având, în raport cu altul sau alta de lângă ei. O fi. Nu contest și nu mă interesează mai departe. Dar nu înaintea lui Dumnezeu venim să ne arătăm noi chipul. Nu! Vă rog, frații mei, stimate surori, renunțați la ideea de a ne arăta chipul. Sigur că te simți noi cât putem, curați și ordonați și nimic de zis. Dar să lăsăm chipul lui Dumnezeu să strălucească El deasupra noastră. Acum am ultimul lucru, poate penultimul, dar probabil ultimul, pe care îl aduc înaintea dumneavoastră. Și anume, Domnul îi spune lui Moise, nu te apropia. Interesant lucrul acesta. De ce să nu se apropie? Nu te apropia. Moise vrea să vadă ce se întâmplă acolo. Ce e acolo? Domnul zice, nu te apropia. Tu descalță-te și stai unde ești, nu veni prea aproape. Când avem de-a face cu Dumnezeu și când avem de-a face cu cuvântul Lui, există locuri sfinte unde sfatul categoric al lui Dumnezeu este nu te apropia. Vă dau 3 exemple. Și mie mi se par foarte importante și pentru starea bisericii de azi și pentru tinerii noștri din biserică, copiii noștri, pentru noi înșine. Primul loc în care ni se poruncește din partea lui Dumnezeu să nu ne apropiem prea tare este creațiunea. Citim raportul creațiunii din Geneza. Și oameni deștepți, oameni citiți, oameni, știu eu, cu titluri, încep să pună tot felul de întrebări. Pot să pună întrebări câte vor, n-a fost niciun martor, știm ce ne-a lăsat Dumnezeu, raportul lui Dumnezeu, pe care nu-l înțelegem, nici eu nu-l înțeleg complet. Îmi dau seama că înapoi a lui sunt lucruri care ne depășesc. Și stau cu capul plecat și las pe seama lui Dumnezeu. Dacă mă apuc să fac speculații, ce folos? N-aș dori nimic. Timp pierdut și amețeală fără niciun folos.
te apropia. Stai la distanță. Te depășește capitolul. Unii, probabil, și când zic probabil, știu ce vorbesc, nu mă refer numai la o posibilitate, reproșează lui Dumnezeu că n-a spus mai mult cum ne-a creat. Serios? Te ceri cu Dumnezeu că nu ți-a spus mai mult? Vai de cei ce se ceartă cu făcătorul lor, zice Isaia 45, versetul 31, dacă mi-aduc aminte exact. De un ciob care zice olarului, de ce mi-ai dat forma asta? Ciob de oală de lut, spartă probabil. Nu avem de ce să îi reproșăm lui Dumnezeu că nu ne-a spus mai mult. Fiindcă El n-a spus mai mult, fiindcă n-a intenționat să ne spună și fiindcă n-a putut să ne spună mai mult. Acesta este un capitol la care e bine să păstrăm respectul cuvenii lui Dumnezeu și să nu ne apropiem prea mult. Vom ști mai mult? Eu bănuiesc și afirm că nu vom ști niciodată totul. Fiindcă nu vom fi niciodată în măsură să înțelegem capacitatea Creatorului. Zicea cântarea de la început, eu, o mână de țărână, pot pricepe oare cugetele sale? Ce să-L înțeleg eu pe Creator? Și sigur că Dumnezeu va sta la dispoziție ca să ne spună cât putem noi să-L urmărim și să pricepem. Și atât. Mai departe, este un act de credință. Dau al doilea exemplu. De zonă în care trebuie să nu ne apropiem. Natura Domnului Hristos. Ne apucăm noi să discutăm cum a fost Domnul Hristos. Întrebarea lui în Matei 16, de la versetul 13 la 17, este următoarea. Cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? El o spune în întrebare, din întrebare spune că El este Fiul omului. Și cine zic oamenii că este El? Unii zic una, alții zic alta, numesc ucenicii pe diverse păreri. Și apoi Petru răspunde, tu ești Fiul Dumnezeului celui viu. Deci era om și era Dumnezeu. Domnul zice, veți găsi noaptea aceasta, după Sfânta Cină ne spune, toți o pricină de potignire în mine. Nu în alții, că Domnul zice, vai de cel care va fi pricină de potignire. Dar zice Domnul, în mine veți găsi o pricină de potignire. Principala pricină de potignire în Domnul Hristos a fost aceasta. Cum era El om, complet om, supus oboselii și foametei și setei și suferinței și cum era în același timp Dumnezeu, stăpân peste forțele naturii și peste duhurile rele, cărora le poruncea să plece și să tacă din gură. Aceasta cum se poate explica? Nu se poate explica. Vrea cineva să încerce? E liber să încerce, nu o să ajungă nicăieri, dar va dovedi lipsă de respect față de capitolul acesta. El a fost Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Și când va veni, va veni ca Fiul omului. Dar vine ca Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților și noi îl așteptăm cu bucurie să-L vedem în ziua aceea. Și să suntem fericiți că este și Fiul omului în același timp. Acesta este alt capitol unde trebuie să fim atenți. Să nu ne grăbim noi să declarăm pe Domnul Hristos că este ca noi. Eu care sunt din natură, din firea mea, egoist, pot eu să presupun că Domnul Hristos a avut fire egoistă? Când a luat natură de om? Eu nu merg până acolo, nu pot să-mi permit așa ceva. Cum a fost? Rămâne de văzut și de știut cândva în viitor. Aceasta este taina Evlaviei, mai înainte am vorbit de taina fără de legi. Despre Domnul Hristos. Dar mai este un capitol unde trebuie să ne abținem de a ne apropia prea mult. Capitolul inspirației. Oamenii se frământă și se agită și sunt nemulțumiți. Cum a inspirat Dumnezeu? Pe cine? Pe cutare, dacă vreți, din Biblie sau din afara Bibliei. Cum a inspirat Dumnezeu? Nu au decât să se agite. Nu o să ajungă nicăieri. Fiindcă lucrul acesta Dumnezeu nu l-a dezvăluit nimănui. Aceasta ține de El, de autoritatea Lui, de Dumnezeu. El,
alege mijloacele și are nenumărate mijloace la dispoziție. Și aceasta ne interesează cum a inspirat Dumnezeu sau ne interesează dacă a inspirat Dumnezeu, nu cum a inspirat Dumnezeu. Dacă vine de la Dumnezeu, dacă se potrivește cu restul descoperirilor din totdeauna, dacă Domnul Hristos autorizează acestea, sigur, ne interesează. Mai mult, nu avem ce vorbi. Au zis cum vorbește Domnul Hristos. Zice, David, inspirat de Duhul, zice, Domnul a zis Domnului meu, în Luca 22 și în alte locuri găsim aceasta. Deci Domnul Hristos îl citează pe David, de care a fost vorba recent, cu tot păcatul lui și cu toate necazurile lui, și zice că a fost inspirat de Duhul, de Duhul lui Dumnezeu, să înțelege. Nu-i vorba de duhurile astea spiritiste care se declară creștine. Spiritism nou născut. Nu de asta e vorba. E vorba de Duhul lui Dumnezeu. Și Domnul Hristos personal îl citează pe David și zice că a fost inspirat de Duhul. Domnul Hristos citează pe Moise și într-una din Evanghelie nu zice că așa a spus Moise, ci cum a zis Dumnezeu și citează cuvintele lui Moise ca fiind cuvintele lui Dumnezeu. O face Domnul Hristos aceasta. Cum se explică aceasta? Nu știm. N-avem cum să explicăm. Ne plecăm prin credință înaintea lui Dumnezeu. Asta e ce facem noi. Și spre încheiere. Observăm că apropierea de Dumnezeu sau întâlnirea cu Dumnezeu, puneți-o în ce formă vreți, simțul prezenței lui Dumnezeu și restul despre care am vorbit, sunt acte de credință. De credință. Și este singurul lucru pe care Dumnezeu îl cere. Nu cere nici să fii bogat, nici să fii deștept, nici să ai școală multă, nimic din toate acestea. Nici tânăr, nici bătrân, nu contează aceasta. Acestea sunt secundare. Contează să ai încredere în El. Când îți dai seama că ai de-a face cu Dumnezeu. Când a vorbit Dumnezeu lui Moise, s-a plecat Moise ca în fața lui Dumnezeu? A cedat Moise? Sigur. S-a opus și a zis, nu sunt eu, că sunt bătrân, caută pe altul. Mă rog, a obiectat în dreptul. Nu s-a simțit în stare el să facă acum, după vârsta lui, avea 80 de ani și după... Dar în final se pleacă înaintea lui Dumnezeu și face ce a spus Dumnezeu. Și Iosua la fel, să pleacă și face ce a spus Dumnezeu. Sunt acte de credință acestea. Și noi ne plecăm înaintea lui Dumnezeu în felul acesta. Iar în încheiere aduc următorul gând. Cu ce termină raportul biblic, de exemplu, întâlnirea lui Dumnezeu cu Iosua? Că Iosua s-a închinat. Noi trebuie să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, să recunoaștem cine suntem noi și să ne supunem Lui și să ne închinăm Lui. Să-i dăm Lui mărirea care îi se cuvine. Fiindcă El este mare și puternic și suntem în mâna Lui. Încă o dată, El ne-a făcut, ai Lui suntem, așa cum suntem. Nu suntem mândri cum suntem, deloc, dar suntem ai Lui. Și El ne recunoaște că suntem ai Lui. Și suntem fericiți pentru aceasta. Și pentru aceasta ne închinăm Lui. Și dorim să-i aducem laudă și consacrarea noastră totdeauna. Amin.
Vom continua să-L lăudăm pe Dumnezeu prin cântarea Plecați-vă lui Dumnezeu. Respect și rugăciune, ne plecăm înaintea Ta, Doamne, ca un Dumnezeu adevărat, milos, care ai revărsat din înaltul cer binecuvântări asupra noastră. Îți mulțumim că suntem aici, îți mulțumim de mesajul în această dimineață și te rugăm să-i dai putere fratelui care a prezentat ca astfel de predici să le mai vedem de la bun în care să ne vedem în ele mustrați de cuvântul Tău. Binecuvântează pe bolnavii Tăi care sunt bolnavi fizic, dar și pe cei spirituali. Binecuvântează lucrarea Ta de pretutindeni acolo unde se seamănă grâul curat. Și, Doamne, ca de fiecare dată am în vedere Târgușorul nou, penitenciarul de femei, unde începe să răsară lumini din întunericul de acolo. Binecuvântează pe toți cei care strig, cheamă numele Tău și cer ajutorul Tău. Și îl cer și eu, Doamne, pentru familia mea, pentru familia de la Târgușor și Te rugăm și printre salariații de acolo să primească și adevărurile Tale prin tot ceea ce le-a fost oferit ca material didactic. Credem că ne-ai ascultat rugăciunea, că și te-am rugat în numele Domnului Iisus și al Duhului Sfânt și în toate doar voia Ta să se facă. Amin. Amin.